Vă propunem astăzi, stimați telespectatori, o incursiune în timp până în anii celui de-al doilea război mondial. Dincolo de zecile de milioane de morți, de distrugerile materiale care nu pot fi nici acum cuantificate, cel mai devastator conflict armat din istoria omenirii ascunde și povești de viață ce merită să fie cunoscute. Evenimente care au marcat pentru totdeauna existența unor români simpli. În comuna Cobia din județul Dâmbovița, aproape că nu există localnic care să nu fie aflat povestea piloților nemți care, deși erau în misiune de război pe teritoriul țării noastre, au salvat cu prețul vieții lor satul Mislea. În primăvara anului 1942, avioanele brăzdau necontenit cerul. Chiar și copiii se obișnuiseră cu acest tablou de război. Se ascundeau când treceau pe deasupra satului escadrilele de câte 70-80 de aparate de zbor, dar reușeau să spună cu exactitate dacă avioanele erau nemțești, americane sau englezești, doar ascultând zgomotul produs de motoare. Când trecea, se cutremura pământul, zgomotul care îl făcea. Când se retrăgeau înapoi după ce bombarda rafineriile astea de la Ploiești, arunca butoaie, arunca bombe ce mai avea. A dat și la noi în pădure o bombă, a scos un fac, cred că avea vreo 70-80 în diametru. L-a scos cu vârful în jos, așa putere ce a avut, ce groapă mare a făcut. Mă duceam cu vacile acolo, tot așa, îmi plăcea și acolo, că groapa s-a făcut mare și a venit apă în ea, bea vacile, apă din ea de acolo. M-am brodit odată la scăldat la Izlas, când a trecut escadrila înapoi. Arunca tuburi de cartuși, a căzut într-un păr de la spintecat în două în Izlas. Zic că a tras după noi, dar de unde? Că ei să golea armamentul, să fie mai ușoare. Au fost ani grei, plini de nenorociri, de neprevăzut, dar ei, bătrânii din Mislea, copii pe vremea celui de-al doilea război mondial, își amintesc cu emoție de parcă s-ar fi întâmplat ieri, ziua când un avion nemțesc s-a prăbușit în satul lor. Eram în curte la mine și a venit mai vreo două case mai la vale un pic, a trecut, s-a dus până sumarul la el să vedea că scădea în jos un pic așa, cât un pic așa. Și când a ajuns la malul ăsta aici, s-a întors îndărăt și a făcut un salt, s-a ridicat în sus, până la nivelul pădureștea de aici. Și n-am durat mult. Și am auzit bușitură, pe urmă, împușcături. Și mai dese și mai rare împușcături, deci curiozitatea m-a făcut că cum am auzit bușind, acolo m-am dus, chiar fuga m-am dus până acolo să văd. Și ce era să vezi? Era foc și bușea cartușe acolo. Bușea cartușele alea, n-aveai curajul să te apropii. Mult n-a durat și a apărut și poliția, a venit poliția acolo și dacă m-a găsit poliția acolo, a zis tu stai aici până seara. Că era lumea curioasă, venea lumea cu grămada. Și a spus, de aici încolo nu dai voie la nimeni să treacă. Eram la școală în anul 1942, când a venit avioanele americane și engleze să bombardeze. S-a ridicat de până apropierea Târgoviștiului un avion de vânătoare german. Și a început să tragă și ăia, el și el în ăia. Până la urmă l-am văzut că avionul ăsta a picat în picaj și era să cază chiar pe școala noastră. Și am fugit de acolo toți copiii să vedem unde a căzut. Că am văzut că a căzut. Că la un moment dat s-a făcut după el o flacără mare. Și ne-am dat seama că nu mai are nicio speranță să scape. Și când am sosit la fața locului acolo, a început să tragă. Noi am zis că trage după noi. Când acolo să consuma armamentul care era în avion.
Și am văzut la un moment dat într-un arbore care retezase de pe la vreo 4 metri, partea asta de ceapă a pilotului. Cred că pilotul a fost așa, am zis și noi, toți, cu un păr blond și la câțiva metri în partea opusă am găsit pușca mitralieră cu astea 3 degete pe ea. Asta. Și am fugit de acolo, cu care mă întâlneam, fugiți că trage după noi. Și de unde? Că exploda armamentul care era în avion. Tot satul a venit acolo și era lume și neascultătoare. Se ducea și intra acolo în gloanțele alea, dacă era foc, bușea acolo mereu. Și polițaiul care m-a pus pe mine acolo, a zis, tu nu pleci până diseară de aici. Și nu lași lumea să treacă de aici încolo pentru nimic în lume. Și am stat până seara. Seara am venit acasă, am lăsat singur acolo, n-a stat nimeni. În ziua elantă a venit doi ofițeri nemți și a luat de acolo o deștele de la o mână și pielea după cap și a plecat. După ce s-a potolit, mă duceam mereu. În afara școlii, numai pe acolo stau. Ne jucam mai mulți copii. Că, din păcate, dintre toți am mai rămas eu, că mulți au decedat. Alții au plecat de pe aici, de pe în localitate și adunam fiare acolo și le puneam în foc, făceam focul și dădeam cu bățul în ele și ne plăcea că ziceam că e artificii. Făceam focul în izlaz și băgam metalul ăsta ce era, aluminiu sau dur aluminiu ce era, că era un metal ușor. La o anumită temperatură el se desintegra, nu mai rămânea compact și dădeam cu bățul în el. Dăm cu bățul sărea scântei și nouă ne plăcea la nebunie treaba asta. Căutam, cred că n-a rămas milimetru din terenul ăsta din împrejmurit să nu colindăm, să căutăm peste tot să găsim metal de ăsta. Ion Ionița este cel care a decis să șteargă praful de pe această poveste emoționantă. Despre evenimentul consumat în primăvara anului 1942, i-au vorbit mama și bunica. A fost, practic, istorioara de suflet a copilăriei sale. În timpul celui de-al doilea război mondial, în primăvara anului 1942, în localitate deja se descoperise petrolul și se furaseră primele sonde. Aviația americană, împreună cu cea engleză, încercau bombardamente împotriva rafinăriei de la Ploiești și inclusiv acolo de unde se extragea materia primă, deci Cobia, Moreniu, localități din astea importante. Aici dimineața începuse liniștit, o dimineață de primăvară, lumea era la muncă, care erau acasă, restul plecați pe front. Deci era undeva în jurul orei 9:30, după cum mi-a spus bunica. Plecase la sapă, împreună cu rude ale ei, cu o soră, cu o nepoată, cu un nepot, și mama rămăsese acasă să le facă de mâncare, să ducă mai târziu. Deci undeva prin jurul orei 9:30 s-a auzit un zgomot pe cer, undeva în partea vestică a localității. Deci ar fi avut loc o luptă aeriană.
a văzut la un moment dat mama două avioane pe cer, s-a auzit zgomot, apoi o vreme a încetat, apoi s-a auzit din nou și s-a trezit cu avionul din partea vestică, mergea spre est, pe direcția localității, și avionul l-a văzut că era cuprins de flăcări. Undeva la vreo 200 de metri, aproape de casă, avionul a coborât aproape ca să cadă, să cadă pe sol. Mi-a spus că peste vuietul avionului s-a auzit glasul pilotului și al copilotului care era în avion, țipând. Ei probabil că au văzut, la viteza aceea, au văzut că se lovesc de case și cu ultima putere a lor au ridicat avionul de la sol, au trecut peste sat. Dacă pilotul nu l-ar fi ridicat, ar fi omorât-o și pe mama și ar fi căzut și pe casă. Deci o familie ar fi fost destrămată. Și ce m-a impresionat cel mai tare, pentru că la școală am învățat că fascistii au făcut numai rău, din povestea mamei și a bunicii am observat că s-a făcut și bine. Deci acest pilot, care am înțeles tot din spusele lor că ar fi fost tânăr, ar fi avut undeva în jur la vreo 20 de ani. Așa, a dat dovadă de mult eroism și a salvat niște vieți care putea să le ia cu el, dacă ar fi căzut pe casă. Și după ce a căzut avionul, de marea parte a oamenilor au încercat să se ducă din curiozitate, au încercat să se ducă acolo, să vadă ce se întâmplă. Dar apropiindu-se, și-au dat seama că nu se poate apropia în definitiv, pentru că acolo exploda muniția. Deci am înțeles tot la mama și mi-a spus lucrul ăsta, am auzit și de la alții, că ar fi explodat timp de 3 zile cartușele în pământ și ce muniție ar fi avut acolo. Mai știu că s-ar fi găsit 2 sau 3 degete de la mâna dreaptă a pilotului sau a celuilalt, nu știu care dintre ei, și o bucată de scalp cu păr căzută undeva lângă un copac sau proptită într-un copac retezat, pe care avionul ar fi retezat cu aripa. Apoi sunt alți martori care vorbesc despre ce s-a întâmplat, cum au venit nemții acolo. Am înțeles că ar fi venit 2 nemți de la unitatea militară de la Teiș, ar fi văzut despre ce e vorba. Unii spun că degetele și pielea le-ar fi luat ofițerii nemți, alții spun că eu de la mama am înțeles și așa îmi aduc aminte că degetele și cu pielea de la scalp le-ar fi făcut popa nostru, popa al satului, le-ar fi făcut slujbă și le-ar fi îngropat undeva lângă peretele bisericii, al cimitirului. S-au făcut multe excavații acolo. Eram curios să vedem, mai găsim ceva, și într-adevăr am găsit tablă de aluminiu topită, am găsit cartușe de mitralieră și cartușe de pistol, din ăsta mic, nu, în pământ, explodate, sparte. Am găsit ba chiar și un pistol, dar pistolul nu mai rămăsese decât parte de fier din el. Și țeava era jumătate, era spart. Dar asta a fost în copilărie. Vă dați seama că dacă casa ar fi fost distrusă, mama ar fi fost omorâtă, automat aici n-ar mai fi avut cine să mai stea, nu s-ar mai fi continuat destinul acestei familii. Atunci s-ar fi spulberat cu totul, pentru că unchiul meu n-a avut niciodată copii, bunica n-ar mai fi putut să mai aibă copii, mama era moartă, eu nici de cum n-aveam cum să vă mai povestesc dumneavoastră
aceste detalii. Au salvat viața acestei familii și să vă spun cinstit, de multe ori, de câte ori am trecut pe acolo, de la anii copilării și până acum la 60 de ani, am mai trecut, am mai aprins câte o lumânare, impresionat fiind de această poveste. Mi-ar face mare plăcere dacă aș putea să realizez că acești doi eroi ar fi undeva, eu știu, văzuți de către țara lor, ca să nu se uite, mai ales după atâta timp, să știe despre ei, să știe că au fost oameni adevărat, adevărați. Nemții s-au purtat foarte frumos cu românii, le dădeau mâncare, le dădeau haine, îi ajuta cu orice. Aș putea să vă povestesc o faptă care s-a petrecut după întoarcerea armelor, a rușilor. De exemplu, după 23 august, bunica mea avea un cal. Venind rușii în localitate, au rechiziționat acel cal ca să-l trimită pe front. Bunica s-a dus la comandantul lor, al rușilor, și abia a reușit ca să mai scoată calul, povestindu-le că a fost tot așa văduvă de război, pentru că soțul dânsă i-a murit în timpul primului război mondial. Și tot de la bunica am aflat că rușii făceau foarte mult rău aici. Deci umblau numai beți, violau femeile, fetele pe care le găseau. Deci umbla numai cu blestemății, le prindea găinile de prin curți, le tăiau porcii. Ceea ce nemții n-au făcut niciodată. Nemții au fost ordonați, au fost civilizați. Așa se face că românii din Cobia i-au ajutat pe soldații nemți atunci când trupele rusești năvăliseră în comună. Nemții erau în retragere, iar rușii căutau să avanseze. Pe unde îi prindeau, îi măcelăreau, îi omorau. Nemții, speriați fiind, de multe ori se adepostau în casele noastre. Țăranii noștri, țărâncile noastre, de fapt, pentru că țărani nu prea mai erau plecați în război, îi ajutau. Le luau hainele nemțești, uniformele, și le dădeau haine românești. Le dădeau mâncare în dăsagi și așa plecau. Le spunea să se ferească, să meargă numai noaptea sau ca să poată să salveze. Bunica îmi povestea despre una din pățanile rușilor. Vrând să treacă peste părâul Copiuța care se află în spatele nostru, o divizie de tancuri rusească a încercat să treacă și a rămas împotmolită. De la bunica am înțeles că 6 tancuri ar fi rămas înțepenite în mlaștină și rușii, neavând posibilitatea ca să le mai scoată, și-ar fi făcut pod peste acele tancuri ca să poată să treacă părâul. Acele tancuri ar fi rămas acolo înțepenite, împotmolite în noroiul acela, iar din copilărie mi-aduc aminte că un vecin care locuiește tot în acest sat cu mine avea sub un șopron un schelet de tanc, un șasiu de tanc, și îl demontase bucată cu bucată și îl amplasase în curte. Avansarea rușilor se făcea odată cu retragerea nemților. Pe lângă faptul că ei căutau o ordine ca să se deplaseze, deci nemții căutau să se retragă spre vest, iar rușii avansau încercând să-i captureze, să-i prindă. Au trecut prin localitatea noastră. Ei, normal, din spusele celor bătrâni, căutau drumul imperial. Nu aveau o hartă de campanie actualizată. Ei mergeau după o hartă care dispăruse de 100-200 de ani aproape. Deci ei întrebau localnicii unde e drumul imperial, unde e drumul imperial. Căutau un drum care dispăruse cu 100 de ani în urmă, înainte.
Oamenii din Cobia au vrut, acum, în 2013, la 68 de ani de când s-a sfârșit al doilea război mondial, să-și depene poveștile de viață. Să vorbească despre evenimentele care le-au marcat existența, despre întâmplările care au făcut ca destinul lor să nu se oprească brusc atunci, în anii fierbinți ai războiului.